Dumnezeu a venit pe pământ să împlinească cuvintele. Cuvântul s-a făcut trup și spune cuvintele prin trupul său. Nu cum era în vremea lui Moise în Vechiul Testament, Dumnezeu rostea cuvinte direct din cer. Înțelesul suprem al întrupării sale, că lucrarea Duhului e făcută prin trup și cuvinte. Iată ce înseamnă cuvântul s-a făcut trup și arătarea cuvântului în trup. Apoi cuvintele lui se vor împlini în era împărăției milenare. Cuvintele vor fi fapte pe care toți le vor vedea și le vor privi așa cum sunt. Înțelesul suprem al întrupării sale, că lucrarea Duhului e făcută prin trup și cuvinte. Iată ce înseamnă cuvântul s-a făcut trup și arătarea cuvântului în trup. Doar Dumnezeu poate rosti Duhului, numai Dumnezeu întrupat poate vorbi numele Lui. Cuvintele-i se deslușesc în Dumnezeul întrupat, iar toți ceilalți de ele sunt conduși. Nimeni nu-i scutit, toți stau sub acest orizont. Oamenii ajung a ști să crezi că ele vor veni din cer. E o iluzie, aceasta e autoritatea evită în Dumnezeu întrupat și face să creadă pe toți. Înțelesul suprem al întrupării sale, că lucrarea Duhului e făcută prin trup și cuvinte. Iată ce înseamnă cuvântul s-a făcut trup și arătarea cuvântului în trup. Înțelesul suprem al întrupării sale, că lucrarea Duhului e făcută prin trup și cuvinte. Ce înseamnă cuvântul s-a făcut trup și arătarea cuvântului.